Domnule Bădescu, să revenim la oile noastre. Cum vedeți finalitatea acestei acțiuni de protest? Și vorbim aici nu doar despre fermieri și despre transportatori. E greu de anticipat. În opinia mea nu se va expanda extrem de mult. Că, na, e iarnă, guvernul practică acest de vide e timpera. Și atunci oamenii rămân tot mai puțini. Problema însă rămâne. E clar că este o tensiune în societate, o neliniște în societate. E până la urmă și bine că există așa ceva, pentru că fără presiune nu există soluționare. Deci orice, până și inițiativa antreprenorială, e generată de frustrare. Deci frustrarea ne-a făcut să inventăm acest scaun. Frustrarea că stăteam în picioare. Deci fără frustrare, frustrarea în sens bun, este o forță care împinge lucrurile înainte. E, acum, către soluții, soluțiile le dau mai puțin niște organisme, le dau niște minți, că organizațiile nu au minte proprie. Păi spuneam noi, avem niște soluții, oameni, dar trebuie să mai sunt avem și oameni în interiorul fiecărui partid care gândesc anumite lucruri și sigur că au și niște căi de rezolvare și sigur că aceste căi de rezolvare nu pot fi finale până nu vezi pacientul pe masă, că îl deschizi. Deci eu am încredere în această necesitate totuși de schimbare, pentru că ceea ce există la momentul actual am văzut și este nesemnificativ. Deci mie dacă mi-ai pune pe masă PSD, PNL și USR și un câine, eu aș vota un câine, pentru că mi-e foarte clar ce au făcut ceilalți. Acum, dacă acel câine va face o treabă bună, asta rămâne de văzut, dar eu trebuie să-i dau această șansă. Da, important. Și după aceea, în interiorul acelor formațiuni politice de opoziție, sunt într-adevăr curente de opinie. E, acum, fiecare își pune pe masă și trebuie să încercăm ca în interiorul acelor formațiuni să împingem ideile realmente constructive în față. Da, important e să nu fie operația reușită și pacientul mort, pentru că tot vorbeați de operație. Vă mulțumesc din suflet pentru această discuție, domnule profesor Coșea, vă mulțumesc și noastră foarte mult. Mulțumesc și eu. Doamnelor, domnilor, ne revedem la ora 19, rămâneți pe Global News.